Chiar dacă de multe ori lucrează în condiții precare, profesorii vor în mediul rural. Este un fapt confirmat de datele statistice ale Inspectoratului Școlar Județean din Argeș. Deși poate părea greu de crezut, a crescut numărul dascărilor care profesează la sate și nu ar vrea pentru nimic în lume să mai plece la oraș. Care sunt argumentele, le vedem în minutele următoare într-un material realizat de colega mea Elena Picu. După ce majoritatea școlilor de la sate au fost modernizate și dotate cu echipamente actuale de învățare, concurența pentru ocuparea posturilor didactice din rural a crescut. Sunt foarte mulți colegi și tineri care de-abia debutează în învățământul, în sistemul preuniversitar de învățământ, care aleg mediul rural. Unii, poate dintre ei, sunt nevoiți pentru că, nefiind posturi în oraș, aleg și varianta de rural. Dar alții se simt foarte confortabil. Deci eu cunosc cadre didactice care predau la școli din mediul rural, în comune din județ, unele care sunt chiar în apropierea Piteștiului, care mi-a spus că n-ar da niciodată școala de comună pe școala de oraș. Am fost surprins. Și mi-a explicat de ce. Și mi-au explicat. Și a spus, avem un număr de copii care ne permite la clasă. Avem 20, 22, 23 de copii care ne permite să ne facem treaba mult mai ușor și mult mai bine. Deci nu există o supraaglomerare. Avem toate condițiile, pentru că, după cum bine știți și dumneavoastră, nu-i laud eu acum, dar cred că în majoritatea localităților din județul Argeș există condiții bune în școală. Nu mai avem toaletă în fundul curții, cum se tot vorbea an la rând pe toate televizoarele din România. Scuze. Avem școli modernizate, reabilitate energetic, cu acces la internet, cu table inteligente, adică lecțiile se pot desfășura cu ajutorul tehnologiei într-un alt format. Adică nu există o mare diferență, nu există un mare delay între ce se întâmplă într-o școală bună, să spunem, de oraș și ce se întâmplă într-o școală de mediu rural. Dacă ai și cadrul didactic bun care își face datoria acolo, lucrurile sunt perfecte. Și îmi spuneau, repet, colegi de-ai noștri cadre didactice, că n-ar veni în tumultul orașului pentru faptul că își fac meseria mult mai bine și se simt mult mai confortabil la clasă cu niște copii care se pare că în mediul rural sunt mai ascultători, vin mai bine fundamentați, să zic, cu cei 7 ani de acasă. La fel de adevărat este și faptul că la sate, lucrul cu copiii este mai ușor pentru că ei au mai puține ispite decât la oraș și tocmai de aceea dedică mai mult timp învățăturii și fiind obișnuiți cu munca, sunt poate ceva mai ambițioși.